Mergem în Parlamentul României, președintele PSD, Marcel Ciolacu, chiar acum. Vrea să distrugă agricultura românească. Domnule Câțu, haideți cu curaj să nu mai fugiți iar. Dacă doriți să coborâți la fermieri împreună cu domnul Orban, pot solicita o pauză. Altfel, este o mare rușine că premierul României trebuie forțat să vină în Parlament să prezinte un plan care va influența România pentru următorii 5 ani. Este o mare rușine că a fost nevoie de insistențele PSD, ale partenerilor sociali și europeni, ca să veniți astăzi în Parlament. Până în ultima clipă, ați vrut să ascundeți românilor adevărul din spatele Planului Național de Redresare și Reziliență. Și nici măcar astăzi, cu doar câteva zile înainte de termenul limită pe care l a dat Comisia Europeană, nu ați făcut public planul pentru toți români. Mă uit la parlamentarii PNL, la parlamentarii USR, la parlamentarii UDMR. Dumneavoastră ați văzut acest plan? Știți ce conține acest plan? Dacă știe vreunul dintre dumneavoastră, îl invit în dialog cu mine aici. Știți ce susțineți în acest plan, domnilor parlamentari PNL? Domnule Orban, dumneavoastră ați văzut acest plan? L-ați citit? Îl aveți în detaliu? Stimați colegi, această coaliție a jmenului a vrut să deturneze un plan lăudabil al Europei